Imediat ce s-a făcut schimbul de case, concurenții care au intrat în casa fetelor au luat parte la cina pregătită de către mame, așa că toată lumea bine și fericită. Nici în casa băieților nu s-a suferit neapărat de foame, pentru că tocmai ce primiseră un colet mare cu alimente din partea familiei lui Alexandru, dar de asemenea și părinții Andradei au trimis un pachet mare special pentru casa băieților, tot așa plin cu de toate, cu alimente. Așa că toată lumea a avut ce să mănânce. După cină, mamele s-au retras prin dormitoare, concurenții din casa fetelor s-au adunat cu toții în living, unde au început să se joace jocul acela adevăr sau provocare, iar în casa băieților, tot așa, au avut loc tot felul de discuții între ei și au arătat fiecare ce au mai primit de la susținători, de pe acasă, scrisori și așa mai departe, pentru că s-au primit și scrisori, bineînțeles. Au stat și au mai dezbătut cele întâmplate în această seară în emisiune.